Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la Sportul Gojan. Eu sunt Cătălin Pasăre. În ultima emisiune din anul 2021 vă propun o discuție despre fotbal și având în vedere că este pauză competițională în Liga 2, am plăcerea să vorbesc cu unul dintre cei mai de perspectivă antrenori, spun eu, și gorjeni, dar și din fotbalul autohton. Este vorba despre Dragoș Militaru, cel care conduce destinele Unirii Dej. Bună seara, Dragoș, și mă bucur foarte mult că ai reușit să ajungi și la noi la Sportul Gojan. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună seara ție și tuturor celor care se uită la emisiune în această seară. Sunt, Dragoș, dacă vrei, momente speciale pentru tine la Unirea Dej. Ești unul dintre cei mai tineri antrenori din tot fotbalul european, aș putea spune. Și iată că îți merge foarte bine în Ardeal. Ai avut câteva momente de neprețuit acolo. Vorbesc de promovarea în Liga 2, o promovare obținută dramatic, in extremis. Dar și despre actualul parcurs al formației tale, care până la urmă ți-a adus și un nou contract, semn că oamenii te prețuiesc foarte mult. Să vorbim solul cu începutul, dacă vrei, și să-mi spui ce te-a adus pe tine în acel colț al țării, cum a plecat totul și de ce te-ai lipit atât de bine la Unirea Dej. Păi, sunt multe, dacă ar fi să vorbim. Într-adevăr, sunt 2 ani deja de când sunt acolo. 2 ani foarte frumoși pentru mine. Am ajuns după o experiență la Luceafăr Oradea. Am fost acolo jumătate de an. Echipa a mers foarte bine. Am fost o mare perioadă din timp pe primul loc. Apoi în iarnă au intervenit niște discuții și am preferat mai bine să merg pe drumul meu în altă parte. Și am găsit un loc în care să pot pune ideile în practică, un loc cu oameni deschiși, la Dej. Și cam de aici a început totul. Era o echipă aflată, o echipă modestă la acel moment pentru Liga 3. O echipă foarte tânără? Foarte tânără, da. Noi n-am schimbat foarte mult de acum 2 ani. Adică suntem... Ați crescut împreună. Da, în proporție foarte mare, suntem cam aceiași de acum 2 ani. Cam asta mi-am și dorit, să aducem jucători pentru o perioadă mai lungă de timp și rezultatele au fost foarte, foarte bune pentru noi, pentru mine, pentru oraș, foarte bune, nesperate chiar, nu cred că și acum vorbește lumea, nu se aștepta nimeni ca noi să promovăm din primul an de când am ajuns. Noi avem acolo chiar imaginea acum care rulează cu oamenii care vă așteptau la Dej, cu sărbătoarea care a fost în oraș, pentru că chiar și la barajul de promovare lumea vă dădea totuși puține șanse. Cele mai mici șanse. Dacă ne luăm după, așa zici, și specialiști, din ce citeam și eu presa înainte de confruntări, Unirea Dej era creditată, așa cum ai spus tu, cu cele mai mici șanse. Ce s-a întâmplat acolo? Cine ne-a urmărit pe noi în acel sezon și a fost mai atentă la jocul nostru, adică oamenii de fotbal care s-au uitat, au spus de la început că noi avem prima șansă fotbalistic. Indiferent cu ce echipă jucăm, ei spuneau că nu avem cum să nu promovăm, putem să jucăm oricâte baraje, pentru că oricum putem să învingem pe toată lumea. Din punct de vedere al bugetelor și al condițiilor, era clar că nu aveam ce să căutăm acolo, pentru că nu ne apropiam de niciuna dintre echipele de la baraj, din niciun baraj de la Liga 3, nu numai din barajul la care am participat noi. Cred că a fost un sezon foarte bun, băieții au jucat foarte bine, am înțeles foarte, foarte repede niște lucruri pe care am încercat să le lucrăm, să le facem cât mai bine la antrenament și munca lor a fost răsplătită la ultima fază. Pot să spun că, normal că a fost și un pic noroc la ultima fază, dar ei au meritul că au crezut până la ultimul moment că pot să scrie ceva frumos în istoria echipei, a orașului și chiar pentru carierele lor, pentru că multe lucruri s-au schimbat și pentru ei, pentru că acum sunt jucători care poate anul trecut nu spuneau nimic la Liga 3, dar deja au oferte foarte bune de la echipe mult mai bune din Liga 2 sau poate chiar și de la Liga 1, dar nu o să plece acum, pentru că mai avem nevoie de ei un pic. Haideți să vorbim puțin și despre parcursul în campionat până acum, în Liga a doua. Evident, era o noutate pentru toată lumea, așa cum spuneam, și tu ești un antrenor tânăr și băieții pe care îi antrenezi au o vârstă fragedă.
cum a primit Unirea Dej până acum ceilalți adversari mai galonați din Liga Secundă și cât de greu a fost acomodarea, cât de greu a fost acomodarea la un eșalon superior? Băieții au elan, asta e foarte important. Au învățat să n-aibă frică de nimeni. Asta, din nou, e un mare plus pentru ei. Noi ne-am stabilit niște obiective la începutul sezonului, cum ne stabilim de fiecare dată, ca și grup. Și a fost stabilit în mare parte de către vestiar, și anume să fim pe o poziție cât mai înaltă în clasament. A fost un pic la început, pentru că am avut 3 meciuri fără gol marcat, deși aveam o sumedenie de ocazii și aveam 2 puncte după primele 3 etape fără gol marcat, dar după ce a venit prima victorie cu Schellenberg 3-0, de acolo băieții au avut foarte mare încredere în ei, au simțit că pot mult mai mult. Am câștigat apoi și cu Steaua și cu Astra, rezultate în continuare bune și etc. cu alte echipe și cred că sunt pe un drum bun. Cred că după pauza de iarnă, după prima experiență pentru marea majoritate din ei, pentru că doar 4 băieți, 5 băieți mai jucaseră la nivel de Liga a doua, dar nu jucaseră la echipe de top sau să fi făcut lucruri remarcabile în trecut. Bine, nu că nu ar avea valoare, dar pentru că au valoare, eu cred foarte mult în ei, dar nu au avuseseră nici când, pentru că sunt destul de tineri. Noi am adus jucători de 20 de ani, 21, 22, 23, care nu mai jucase de 10 luni. Singurul care într-adevăr jucase la un nivel ridicat, mai ridicat, Liga 1 vorbesc, în Moldova, era și e portarul nostru Dorin Răilean. Doar el jucase, dar până la urmă el și cu Alin Burdeț, care au venit în vară, retrogradaseră cu Recea. Deci ne-am luat jucători de la o echipă retrogradată. Chiar dacă jucase frumos, bine, ei retrogradaseră. Cu avantajul terenului propriu, da. Recea. Da, da, da. Cam acestea au fost jucătorii pe care noi am adus, dar cred că așa ei s-au acomodat destul de bine, destul de repede, pentru că doar în câteva luni ne mai jucăm deloc la acest nivel și cred că sunt într-o creștere evidentă. Nu o spun numai eu. Multă lume nu se aștepta poate să facem nici 5 puncte, 10 puncte. Toți au fost sceptici la începutul sezonului, mai ales că noi nu făceam transferuri și mă întrebau, dar voi când faceți transferuri? Eu am zis că eu am încredere mare în ce avem acum și nu e nevoie. Cred că băieții pot progresa mult mai mult și dacă vine cineva trebuie să ne aducă un plus, evident. Și am rămas doar cu 4 transferuri. Bine, nici financiar nu puteam să ne înhămăm la foarte multe transferuri, dar poate se mai puteau face eforturi, dar eu am considerat că nu mai e nevoie. Cel puțin până la iarnă nu mai e nevoie. Toată lumea a spus, ok, o să aveți, să fiți ultimii. Bine. Da, îți place să le dai peste nas contestatarilor. Nu, dar eu știam, adică noi care ne ocupăm de echipă, știam mai bine ce avem la dispoziție. Știam că ei pot să crească, pentru că foarte puțină lume s-a uitat la ei, ținând cont, noi avem jucători care au jucat la echipele de juniori la CFR Cluj, de la Viitorul Constanța. Ei au fost în permanență la nivel de juniori, au fost acolo la primele locuri și au fost obișnuiți să câștige. Și eu de asta am avut foarte mare încredere în ei. Alături de ei au fost și jucătorii din Dej, pentru că mare parte din lot, peste jumătate din lot, era format în Liga 3 din jucători localnici. Și alături de ei, obișnuiți și cu noua noastră mentalitate, au ajuns la momentul să se bată în permanență doar pentru primul loc. Și numai asta și-au dorit anul trecut. Într-adevăr, am terminat acolo locul 1 cu locul 2 la egalitate de puncte, diferență de un gol, dar am condus foarte mare parte din timp. Obiectivul era clar să ajungem de pe primul loc la baraj, dar am terminat pe 2, n-a fost nicio problemă la diferență de un gol. Da, la oricum cum e formatul Ligii a 3-a, oricum întâlneați formația oricum, care a terminat prima, dacă... N-avea o importanță, lucru. Oricum trebuia să jucăm cu ambele echipe din, probabil, ambele echipe din seria A10. Deci spui că acolo este un mix de patriotism local, să-i spunem, da, plus jucători talentați care la nivelul lor de vârstă erau obișnuiți care... să câștige. Da? Da. Dar nu e ușor pentru toată lumea să facă tranziția asta de la junior spre fotbalul de performanță. Ai văzut că mulți se pierd pe drum. Da, nu e ușor, mai ales că, de exemplu, jucătorii localnici, atunci când am mers acolo acum 2 ani, aveau la activ și acum jucătorii care sunt și joacă la Liga a doua și au făcut-o foarte bine, cred eu, în acest tur de campionat, au
O parte din ei au două retrogradări la nivel de Liga 4. Au retrogradat de două ori cu echipa Unirea Deci la nivel de Liga 4 și acum sunt la Liga 2 și o fac foarte bine după 2 ani jumătate de muncă. Dar crede-mă, chiar au muncit foarte, foarte mult și chiar n-am întâlnit de mult nici ca jucător, nici nu am auzit la prieteni care încă îi mai am acum în fotbal, n-am auzit și n-am văzut un grup atât de unit și atât de dornic de performanță. Sincer, nu am nici măcar un jucător în echipă care să îmi facă probleme sau să fi făcut vreo problemă la club în 2 ani. Nici măcar unul. E o echipă cu minte, să spun. Foarte cu minte. Foarte cu minte în afara terenului, dar pe teren nu sunt chiar așa cu minte și mă bucur că nu sunt chiar așa cu minte. Dar în afară și în rest foarte respectoși și foarte, foarte cu minte. Foarte ușor de antrenat din punctul meu de vedere. Așa cum spuneai tu, Dragoș poate a surprins pe multă lume prin clasarea voastră în clasamente la finalul primei părți a sezonului, să spunem primei părți pentru că se termină anul competițional. Sistemul rămâne în continuare destul de controversat, părerea mea, în Liga Secundă. Eu sunt adeptul unui format clasic, tur-retur. Mă rog, totuși, așa cum s-a exprimat echipa ta în teren, crezi că poate merita chiar mai mult ca număr de puncte, mă refer? Eu sunt de principiu că lucrurile la un dat se echilibrează. Probabil 2 puncte, 3 puncte am fi meritat mai mult, dar mai sunt 3 meciuri ca să se echilibreze și aceste 2-3 puncte. Corect. Dar până la urmă sunt mulțumit nu neapărat de puncte, cât de felul lor de a se adapta la nivelul Ligii a doua, ne mai jucând deloc aici, o mare parte în ei, curajul pe care l-au avut și momentul la care au ajuns. Eu sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere și am încredere că și în partea a doua a sezonului o să fie cel puțin la fel de bine. Bineînțeles, dacă toată lumea o să fie sănătoasă, nu o să avem nicio problemă medicală, gen COVID sau orice altă problemă medicală care se poate evita, dar eu am mare încredere în ei. Sunteți chiar la mijlocul clasamentului, acolo pe locul 10, ca să spunem și telespectatorilor care se uită în premieră la emisiune cu Unirea Deci. Acum, multă lume se întreabă care este principala ta calitate ca antrenor de a reușit să te impui într-un timp relativ scurt, fie că vorbim de Liga 3, fie că vorbim de Liga 2, tu fiind, așa cum spuneam, unul dintre cei mai tineri antrenori. Asta cred că pot să spună cei pe care îi antrenez. Pentru că eu fac toate lucrurile cu drag, cu pasiune, mă duc în fiecare zi, aștept să îi văd pe băieți, să îi văd că pot să-i ajut să progreseze. Asta e o mulțumire foarte mare a mea când văd că niște jucători ajutați de mine, de staff-ul cu care lucrez, reușesc să progreseze. Cred că asta e una dintre calități. Chiar nu pot eu să mă descriu neapărat. Eu fac toate lucrurile cu plăcere și ei probabil simt asta, simt că sunt natural față de ei, nu vreau să-i păcălesc, chiar dacă uneori le spun niște lucruri care nu le convin, dar și-au dat seama că o fac pentru ei, nu o fac dintr-o ambiție de-a mea personală sau chestii de genul. Da. Cum te-ai hotărât tu, Dragoș, să devii antrenor? Deși ai renunțat la fotbal relativ repede, deși erai jucător, da? Uh-huh. De ce ai îmbrățișat această meserie? La Pandurii ai fost și secund, doi ani, te-ai ocupat și de pregătirea fizică la un moment dat. Care-i povestea? De renunțat am renunțat acum 5 ani. Mă întorsesem din Letonia, fusesem acolo în prima ligă, la echipa campioană de acolo. Am venit din nou la Târgu Jiu, dar n-am avut drept de joc o perioadă pentru că nu mi-a venit la timp cartea verde, e o poveste mai lungă. După care nu mi-am mai găsit ceva care să-mi dea o speranță că aș putea... Să te provoace, poate, profesional. Da, venind, ok, era prima ligă în Letonia, primele 2-3 echipe de acolo puteau face parte din prima ligă din România, poate nu din primele, dar puteau fi acolo la prima ligă. Și n-am mai găsit ceva care să dea o motivație în plus, plus că mă atrăgea și partea asta foarte mult. Negăsind în echipă, nu pot să stau în nicio zi, nu pot să stau fără să citesc ceva, fără să mă informez despre fotbal și am zis de ce să nu mă duc să-mi iau și carnetul de antrenor. Văzând, după ce am luat carnetul de antrenor, am văzut că îmi place mai mult,
Am urmat după aia licența B și de acolo am reușit să intru în circuit ca și antrenor secund tot în zona Clujului, la Jucu, cu Adi Ienci. Am lucrat cu el jumătate de an la Jucu, două luni am mers la Călăraș, am venit din nou la Târgu Jiu, el a plecat, eu am rămas 2 ani. Apoi a venit experiența de la Oradea și ultimii 2 ani de la Dej. Nu știu, așa a fost să fie, așa s-au întâmplat lucrurile, eu nu regret nimic. Chiar mă bucur foarte tare, pentru că altfel n-aș fi fost în acest punct al carierei și sper să merg în continuare pe aceeași linie, să încerc să mă dezvolt și să fiu și eu și băieții să fim mai buni de la an la an, să învăț și eu de la ei, ei de la mine, fiecare să absorbă cât mai multe informații. Sunt convins că poate la un moment dat vei antrena și aici la Târgu Jiu, dacă nu vei ajunge să arzi etapele, dacă vrei să spun așa, și vei ajunge la o echipă mult mai valoroasă. Acum vreau să te întreb cum a fost însă perioada de la Pandurii. Vezi tu, ai prins o perioadă în care la club nu erau condiții normale de performanță, adică lipsa banilor, nu puteam, din cauza acestei lipse, nu puteam evident avea o echipă competitivă, o echipă la parametrii normali, deși voi ați făcut performanță cu ce aveați atunci și foarte mulți jucători au plecat, chiar și la Liga 1 au evoluat, da? Cum a fost perioada asta de la Pandurii Târgu Jiu? Tu fiind încă tânăr, bine, și acum, dar la o primă experiență, nu te-a dat puțin în spate având în vedere problemele care erau la club sau din contră entuziasmul te-a făcut să mergi mai departe? Nu, pentru mine eu consider că a fost o perioadă foarte utilă, sincer, foarte, foarte utilă. Am învățat foarte multe lucruri. Am învățat cum e să fie greu și cum e să te descurci și când e greu, pentru că la bine toată lumea cred că se poate descurca, dar la greu mulți renunță. Când e greu, mulți renunță, pleacă, dar atunci alături și de Adi, de Bogoi și de Nea Dorian și toți care am fost acolo implicați, Eugen, Cățelul, care a fost și Răzvan Stanca, că a fost perioada de 2 ani, cred că am învățat foarte multe. Și nu regret absolut nimic și nu-mi pare rău că am trecut de acea perioadă. Chiar foarte, foarte multe, plus că în ultima perioadă, înainte să plec, am avut posibilitatea, creându-mi eu singur, puteam să-mi creez o anumită filozofie. Am lucrat destul de mult, vreo 4-5 luni, 6 luni și cu o parte din cei mai buni juniori ai clubului pe care îi luam de 2-3 ori pe săptămână și lucram cu ei pur și simplu ca să îmi pun și ideile mele în practică, să încerc să-i ajut, că știam că sunt de aici. Adică o mare parte născuți 2002-2003 care au mai jucat și la Pandurii și Peia și Gheorghe și mai mulți. Erau Pirtea, mai mulți. Și 2001 cu Țitoiu, ei veneau și cu Măicăneanu, care încă era la echipa mare, veneau și ne antrenam și separat de 2-3 ori pe săptămână. Pur și simplu făceam atât pentru ei, cât și pentru mine, să pot să-mi pun ideile în practică și chiar m-au ajutat foarte, foarte mult. Să văd și eu unde greșesc, să văd ce pot să fac mai bine, să văd cum reacționează și ei, dacă le place, dacă nu le place ce fac cu ei. Și cred că a fost o experiență foarte, foarte bună pentru mine. Chiar dacă nu au fost ok, banii, nu asta era neapărat important pentru mine. În acest punct în al carierei. În acel punct în care îmi doream cu totul altceva. Și de dovadă nu m-am înșelat, pentru că m-au ajutat foarte, foarte mult în discuțiile următoare cu jucătorii, în experiențele următoare, să nu greșesc. Sau să greșesc mai puțin. Sau să știu în momentul în care să mă opresc dintr-o prostie pe care poate urma să o fac. Da, lumea te percepe ca un antrenor într-un progres continuu, tocmai pentru că îți place să aprofundezi mereu și îți place să înveți lucruri noi despre fotbal. Spune-mi, Dragoș, ce te-a determinat să semnezi prelungirea contractului cu Unirea Dej, pentru că după parcursul bun sau și după parcursul bun din Liga Secundă, conducerea clubului ți-a oferit un nou contract. Cât e valabil și de ce ai luat această decizie? Contractul expira în vară, pentru că așa a fost de la început, făcut acum 2 ani. Am mai semnat încă un an de zile. Sincer, sunt adeptul continuității. Am semnat și pentru că văd că clubul Unirea Dej încearcă să se dezvolte ușor,
Ușor, ușor, pentru că e un oraș mic, nu e reședință de județ, nu au avut performanțe în ultimii 14 ani până să promovăm noi, adică era o echipă de pluton de Liga 3 sau de la mijlocul clasamentului în jos. Acum ușor, ușor înțeleg și ei ceea ce vrem să facem și că e o treabă foarte serioasă. Și chestia asta m-a determinat, plus grupul de jucători pe care îl avem, intenția de a mai aduce 1, 2, 3 jucători care să aducă un plus atât echipei, cât și pe ceilalți jucători să-i facă mai buni, m-a determinat să semnez, pentru că automat dacă vine cineva întreabă, ok, dar din vară cine e antrenor? Bine, asta o condiția să rămânem în Liga 2. Mai avem mult de muncă, ca și paranteză pentru partea a doua, pentru că nu s-a terminat. Bineînțeles. Asta e o condiție. Și astea au fost câteva lucruri care m-au determinat, plus liniștea, bineînțeles, oferită de președinte, de cei care conduc echipa. M-am acomodat și cred că mai putem face lucruri frumoase în continuare. Cred că nu ăsta e maximul. Cred că se mai poate un pic mai mult. V-ar trebui totuși un buget mai consistent acolo și dacă da, există posibilitatea de a atrage mai mulți sponsori acum că echipa este totuși la un nivel superior față de anii trecuți. Părerea ta, cum ai văzut tu comunitatea din Dej, discuțiile care probabil sunt. Noi și acum, adică și la nivel de Liga 3 am avut un buget de echipă de Liga 4. La nivel de Liga 2 avem un buget de jumătate din minimul care trebuie la Liga 2, dar ne descurcăm și așa fără nicio întârziere, pentru că avem jucători tineri care știu ce își doresc și nu pun accent foarte mare pe ce înseamnă partea financiară. Sunt bonusuri de performanță, au fost bonusuri de dacă promovezi, dacă ești în primele două, dacă ești în play-off la Liga a doua, dacă ești în primele 10, sunt niște bonusuri pe care băieții și le iau la timp, tot timpul, în mare parte a timpului, dacă suntem acolo în obiectiv. Și na, suntem în regulă. Cred că, da, ar putea fi loc de mai bine și din punct de vedere financiar. Adică ar fi o condiție iminentă pentru o performanță superioară? Nu, eu nu cred. Eu nu cred neapărat, pentru că noi am format ceva care, eu tot timpul le spun, vreau să formăm o echipă care, în care oricine vine, oricând, oricine vine, joacă bine. Nu contează de unde vine, unde a jucat sau câți ani are, vine și intră și joacă bine. Gândirea mea, ca să spun așa. Același lucru am avut și la Oradea. Mi-aduc aminte, ca o paranteză, aveam un meci în deplasare și fiind regula aceea cu juniori, unul dintre juniori, bine, noi aveam mulți la ca și under, dar lipsea un jucător de bază și chiar n-aveam cu cine să jucăm. Și am zis, ok, o să băgăm un băiat de 14 ani, 15 ani, nicio problemă, joacă atacant. Și toată seara mă întrebau, tu nu știi că băiatul ăsta are 14 ani? Dar nicio problemă. Și am mers în deplasare, am bătut 6-2. Cu el titular și în locul a intrat alt băiat de 15 ani. Deci nu am zis că oricine intră, voi trebuie să-l ajutați să joace bine. Și nu o să se vadă nicio diferență. Asta reprezintă o echipă până la urmă. Da, sunt pe principiul ăsta. Cred că ne-ar mai trebui 1, 2, 3 maxim jucători care să aducă un plus, să-i ajute și pe ceilalți să crească. Un plus de experiență, poate. Neapărat experiență, că nu trebuie neapărat să ai 30 de ani sau nu știu cât ca să spui că ai nu știu ce experiență. Trebuie să-ți mai dorești, că poți să ai 30 de ani să nu-ți mai dorești să joci. Pur și simplu, vii doar să te, nu știu, să iei salariu, să știi că ai o siguranță, dar nu-ți mai dorești să progresezi atât tu cât și, pentru că trebuie să-i ajuți și pe ceilalți din jurul tău, fiind o echipă mai tânără, ca să spunem, media de vârstă 21 de ani la noi. Dar nu cred că e asta neapărat condiția. Principal trebuie să oferim condiții mai bune de pregătire jucătorilor, nu ce jucători aducem. Pentru că degeaba ajungem jucători, nu știu, și dăm salarii foarte mari, dar n-avem unde să ne antrenăm. Sau nu avem, nu știu, vitaminizare, sau nu oferim nicio masă, nu oferim niciun cantonament. Chestii de genul care cred că un jucător care își dorește să performeze, își dorește mai mult aceste lucruri decât, nu știu, 1000 de euro în plus. Își dorește, dacă vrea să performeze... Poate nu orice jucător. Ideile tale sunt, într-adevăr, cele corecte pentru a, nu știu, crește. De asta și noi luăm puțin jucători. Da. Că nu se încadrează unii. Nu se încadrează în tipar. Decât să
vine să ne încurcăm unul pe altul, mai bine nu vine și mergem cu care cred eu că au înțeles ideile și se pare că le-au înțeles foarte bine și mergem așa și vedem cât putem scoate din fiecare jucător. Da, repet, e filozofia corectă, într-adevăr. Mai rar am găsit această mentalitate, dar e bine că voi puteți să și găsiți jucători. Aveți cu ce să-i atrageți, într-adevăr, pentru că este o echipă în creștere, este o echipă care joacă în eșalonul secund și rezultatele demonstrează acest lucru până la urmă. Cât de important este pentru voi aportul publicului? Am văzut că aveți o galerie foarte frumoasă acolo la Dej și cum a fost în perioada în care nu s-au putut totuși juca cu spectatori? Cum ai simțit? Foarte ciudat. Deci când era fără spectatori, era groaznic. Nu știu, nu aveai plăcere, dar parcă te simțeai așa, joci mereu meciuri amicale. Nu știu, doar noi eram angrenați de pe margine și câțiva care veneau acolo. Singurii care se agitau. Da, păi destul de ciudat. Plus că lumea din Dej a avut nevoie de ceva timp până să înțeleagă că e o treabă serioasă. Ei erau obișnuiți, cum v-am spus și mai devreme, obișnuiți cu clasări foarte modeste. Nu erau foarte atrași de Unirea Dej la momentul respectiv, dar cu timp, cu meciurile, odată cu meciurile, cu cât mai multe meciuri câștigate, bineînțeles cu ideea că poți să promovezi înainte de baraj, lumea a venit ușor-ușor mai mult la stadion. Chiar avem una dintre, nu știu, cam, cred că în primele 5 sau 6 ca și medie spectatori acasă, undeva la 800-1000 de spectatori acasă, este un mare plus. Mare plus. Pentru iar capacitatea arenei voastre cât e? Capacitatea e de 2500, cred, pe scaune. Deci undeva... aproape se umple, da? La meciuri. Da, să spunem. Sunt, cred că sunt vreo 200 de abonați. 200 sau 200 de abonați normal, 50 au luat, sunt abonamentele, cred că la VIP, plus biletele care vin, care se vând la fiecare meci. Cred că suntem bine, dar eu mi-am dorit dintotdeauna, am zis că aș vrea să jucăm fotbalul care să umple stadionul la Dej, să jucăm mereu acasă cu stadionul plin. Păi, am fost pe aproape, am fost pe aproape și la meciul cu Steaua și la meciul cu Petrolul, doar că imediat după aceste meciuri s-au închis iară stadioanele. Și a venit și frigul. Într-adevăr, condițiile la stadion la noi nu sunt cele mai prielnice, să poți să stai și când e frig afară. Pentru că nu sunt acoperite tribunele. Dacă plouă sau ninge sau e frig, nu avem locuri locuri înăuntru sau acoperite să poată să vină mai multă lume. Dar chiar și așa, chiar și când a fost închis, au venit și au stat după gard. Galeria noastră a stat după gard, a cântat tot meciul. Vin uneori și la antrenamente, vin și la vestiar la noi, cum avem și acum la ultima etapă. Chiar și la ultima etapă, că au fost 4-500 și a fost foarte frig, foarte frig și urât afară, plouase. Bravo lor, cinste lor și sunt fericit că am reușit să-i aducem la stadion. Sper ca din primăvară să vină și mai multă lume. Până acum în cariera ta, care a fost cel mai greu moment? Că momente frumoase ai avut destule. Nu știu, momente grele. Cred că un moment greu a fost când, acum în ultimii 2 ani, când am fost declarați toți pozitiv cu COVID, toți odată, toată echipa odată și automat te-ai gândit ce facem, că trebuie să mergem în casă 2 săptămâni toți. Bine, a fost, putem spune că a fost tot rău spre bine, că toată lumea a stat, nu unii au trebuit să vedem cu cine se antrenează. Stat împreună, da? Da, stăteam în casă, aveam un program, ne antrenam pe video, ce am putut să facem 14 zile. Asta a fost un moment destul de greu pentru noi, pentru că imediat după această perioadă de 14 zile am avut ultimele 5 meciuri din prima parte a sezonului în decurs de 12 sau 13 zile. Și a trebuit să le jucăm unul după altul, că au fost amânate, ori de noi amânate, ori de echipa cu care urma să jucăm au fost amânate. Și n-a fost simplu pentru noi, ăla cred că a fost un moment greu. Apoi, nu știu, nu cred că a mai fost unul foarte greu. Adică eu oricum încerc să fiu destul de pozitiv și văd tot timpul și partea plină a paharului, încerc să fiu eu cel care... îi le insuflu și jucătorilor. Poate este o condiție a antrenorilor din România, adică trebuie neapărat să fie așa da, în fotbalul autofon. Da. Și nu vreau să văd lucrurile negative. Deci chiar uite cum m-ai întrebat, nu m-am gândit niciodată la asta, ce moment greu am avut. Cred că au fost multe mai grele, că poate și în tur acum au fost momentele când
Eram bine după ce câștigasem cu câștigasem cu Schellenberg, apoi cu Steaua, cu Astra și am venit acasă, aveam 1-0 cu Petrolul până în minutul 75 și eram aproape de o victorie foarte importantă pentru noi, pentru și lucrurile mergeau în direcția respectivă și am pierdut în ultimele 10 minute. Bine, a trebuit să scoatem un fundaș central, un fundaș nostru central titular și acolo s-au dereglat mai multe mai multe lucruri pe faza defensivă, dar apoi am pierdut la Chiajna. Am fost niște momente mai grele. Înainte de toate pauzele competiționale, datorate jocului echipelor naționale, noi am pierdut toate meciurile. Alea, meciul dinaintea pauzei. Și a fost... Stai seama, și era un obicei? Au fost trei pauze și am pierdut trei meciuri. 1-0 la Brașov, minut 87 din penalti. 1-0 la Chiajna, din penalti. 1-0 la Buzău, minut 88. Trei meciuri de deplasare bune pentru noi, care chiar am jucat bine și făcusem două, trei meciuri înainte foarte bune, cum au venit înainte de pauză, le-am pierdut. Și îți dai seama, să stai două săptămâni mereu cu frustrarea până la urmă. Și frustrarea, dezamăgire puțin, că iar aștepți meciul peste două săptămâni cu nerăbdare, dar tu ai ca pierdut. Ca să-ți revanșa. Da. Ce ne-a ajutat a fost că în două din aceste pauze am jucat de două ori cu CFR Cluj. Și ne-a ajutat foarte mult ca moral. Da, ne-a ajutat foarte mult ca moral. Pentru că băieții au făcut două meciuri foarte bune și au văzut că, de fapt, diferența între ei și echipa campioană a României de 3-4, nu mai știu câte ori la rând și probabil și acest sezon... Foarte mari șanse, da? Da, nu este chiar atât de mare cum considerau ei poate acum 2 ani și poate nu sperau niciodată că îi pot ajunge. Și chiar doi dintre băieți chiar au fost remarcați, mai ales că avem 4 sau 5 jucători care au trecut prin curtea lor sau chiar sunt împrumut. Și poate, cine știe, poate la vară sau la vară, pentru că sunt și jucători under pentru Liga 1, eu sper să... Pot merge cel puțin în pregătire. Eu m-aș bucura să se ducă, poate să și rămână. Dar m-aș fi fericit să rămână și la noi încă un an. Bun, lumea te-a văzut discutând minute bune cu antrenorul Dan Petrescu. Poate viitorul selecționer al României este singurul cu care se negociază, după cum a precizat președintele FRF Răzvan Burleanu. Astăzi ne poți spune cam ce l-ai întrebat sau de ce ai rămas să discuți cu dânsul? Sincer, atât dânsul cât și cei din conducerea CFR au apreciat jocul nostru, pentru că imediat după ce am jucat prima oară, ne-au sunat să mai veni să mai jucăm o dată, au renunțat la orice altă echipă care ar putea să joace amical și au zis că preferăm să jucăm cu voi pentru că aveți și jucători tineri, putem să urmărim, oferiți și o adversitate destul de ridicată pentru noi și m-au bucurat lucrurile acestea. Bine, cu dânsul am vrut să discut niște lucruri strict personale care mă interesau pe mine în cariera mea de antrenor. Nu ceva sofisticat, pentru că până la urmă eu învăț în fiecare de la băieții pe care îi antrenez și sunt situații diferite. El antrenează, dânsul Dan Petrescu antrenează jucătorii campioni și jucătorii cu personalitate, jucători care joacă pe la echipe naționale. Eu sunt în altă situație, dar niște lucruri generale așa. Bine, și Dan Petrescu la rândul său s-a făcut remarcat, poate bine, fiind un fost internațional galonat, a jucat la un nivel extraordinar, s-a făcut remarcat când a câștigat acel titlu cu Unirea Urziceni, iarăși. Da. Tot Unirea, da? Da, iarăși, tot alb-albastru. Da, iarăși o surpriză pe care puțin o anticipau acolo, așa. Da, corect. Dânsul e la alt nivel. La alt nivel, dar poți să înveți. Orice sfat pe care ți-l dă cineva, eu mă bucur că am posibilitatea să iau asemenea sfaturi. Probabil o să mai jucăm, dacă nu merge la echipa națională, și o să mai discutăm. Dar e suficient deocamdată cam ce am vorbit. Pentru mine a fost suficient. Putem spune că ai un antrenor preferat, Dragoș, adică sunt convins că analizezi foarte, foarte multe tactici de joc și așa mai departe. Ai un model sau cineva care îți place în mod anume, fie că vorbim de antrenori autohton, fie că vorbim de fotbalul mare? N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Îmi plac foarte mulți antrenori. Îmi plac foarte multe stiluri de joc. Urmăresc foarte multe meciuri din campionatele pe care eu le consider
cele mai bune sau utile pentru cum văd eu fotbalul, adică însemnând Anglia, Germania, urmăresc foarte mult, sau din fiecare campionat poți să extragi ceva care te poate ajuta pe tine în felul cum vezi tu fotbalul. Nu cred că e unul favorit, pentru că sunt mulți antrenori care nu antrenează neapărat echipele de top din lume. Aici, vorbind de echipe ca Liverpool, nu știu, Manchester City, Real Madrid, Bayern, etc., echipele pe Paris Saint-Germain, etc., sunt mulți antrenori care antrenează echipe mai micuțe, dar care au niște rezultate foarte bune, foarte bune. Și e clar că acolo e amprenta lor. Pentru că e un pic diferit să antrenezi cei mai buni jucători din lume și să antrenezi o echipă să o faci să crească. Gen, cum au... Bun exemplu. Ne poți da și un exemplu concret de antrenor? Păi există român. Eu l-am apreciat foarte mult pe Bologna. De asta, acum 2 ani, am avut posibilitatea să îl și întâlnesc pe dânsul și să stau cu dânsul o perioadă. Bineînțeles că Mircea Lucescu nu mai și dânsul intră în discuție pentru că a antrenat atâția ani, dar eu cred că Bologna, antrenând 25 de ani în vestul Europei, Portugalia, Belgia, Franța, 10 ani, cred că e un pic diferit, chiar dacă n-a câștigat atâtea trofee. Dar ultimul exemplu, nu știu, din Franța, e fost un antrenor de anul trecut, care acum antrenează titlul. Da, de la Lille, care poate multă lume nu știe de el, dar a luat o echipă care poate nu spunea ce înseamnă Paris Saint-Germain, Marseille, etc. și a câștigat campionatul. Acum este la Nice și din nou e acolo în primele echipe care Nice anul trecut s-a bătut la titlul. Dar sunt multe exemple, sunt foarte mulți antrenori buni, foarte mulți. Trebuie doar să stai să urmărești. Adică dacă stai și te uiți, nu știu, zilnic la 2, 3, 4 meciuri la televizor măcar, n-ai cum să nu-i vezi și să nu iei ceva, câte puțin poate, pentru ce te interesează pe tine și ce te ajută pe tine mai departe. Dragoș, am ajuns la finalul emisiunii, aș mai vrea să te întreb doar atât, dacă de când ești la Unirea Dej, pentru că s-a speculat și aici, ai avut vreo ofertă de la Târgu Jiu? Nu, niciodată. N-am avut. N-am avut niciun telefon, nicio discuție, absolut nimic. Alte oferte au existat de când antrenezi acolo? Au fost niște discuții, dar mai ales anul trecut am zis că vreau să-mi duc munca până la capăt, asta însemna promovare și am zis de la început că dacă reușim să promovăm, nu iau în discuție nicio altă echipă, pentru că e munca mea, munca noastră, a staffului de aproape 2 ani de zile și vreau să văd cât putem să ne ducem de sus cu echipa. Și pur și simplu discuțiile au fost închise acolo. Dacă a fost vreo discuție mai clară, s-au închis acolo pentru că noi am promovat. Și acum la fel am zis că cred că putem merge și un pic mai bine. Din nou discuțiile au fost închise și gata. Asta a fost. A fost Dragoș Militaru, domnilor și domnilor, 31 de ani, antrenor la Unirea Dej, un tânăr de mare, mare perspectivă. Dragoș, îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi și îți dorim multă baftă alături de Unirea Dej și, bineînțeles, în cariera de antrenor. Mulțumesc. Punem punct aici emisiunii noastre Sportul Gorjan. Sper să ne vedem sănătoși și în 2022. Până atunci vă urez sărbători fericite și un an nou cât mai bun.